Motivul pentru care suntem în momentul de față aici este dorința de a ajuta anumite persoane care sunt efectiv blocate de zăpadă. Am încercat, prin ajutoarele pe care le-am strâns în biserica noastră, să ajungem în special în zona Cotorca, Glodeanu, Siliștea, dar așa cum se vede, imaginile acestea efectiv apocaliptice ne împiedică. Poliția, la orice ieșire din județul nostru, blochează circulația pentru ca să prevină eventuale accidente sau evenimente rutiere. Am încercat în zilele trecute, sâmbătă și duminică, am reușit să ajungem la anumite persoane, să le ducem anumite alimente, apă, chiar și lemne. A fost foarte dificil pentru că vremea și ieri nu ne-a permis prea mult, a trebuit să ne întoarcem foarte repede. Astăzi am încercat, dar așa cum se vede, nu putem înainta prea mult. Sperăm ca pe miercuri sau joi să avem ocazia să-i ajutăm pe acești oameni. Într-adevăr, am luat legătura cu cei de acolo, cei care au mai avut numărul de care au mai avut contact telefonic, și spun că într-adevăr așa ceva nu au mai văzut în viața lor. Încercăm să motivăm, așa cum am spus, pe toți cei care ne ascultă în aceste momente, ca să intervină eventual în zilele următoare, fie cu bani, alimente sau cu oameni care se arată voluntari pentru o asemenea lucrare. Și mulțumim tuturor de pe acum! În perioada aceasta critică, cu intemperii ale vremii și înzepeziri în majoritatea localităților din județul Buzău, Biserica Adventistă de ziua 7 din această localitate încearcă să-și manifeste solidaritatea față de persoanele ținute captive de nămeții de zăpadă. În acest sens, am încercat în ziua de sâmbătă, 11 februarie, să ne deplasăm în localitățile învecinate orașului Buzău, unde avem membrii adventiști, dar și prieteni de adevăr, pentru a vedea care este starea acestora. Le-am dus câteva alimente. Impresionați de munții de zăpadă din aceste locuri, ne-am întors pentru a pune problema în fața bisericii în orașul Buzău. Membrii bisericii au reacționat pozitiv din punct de vedere financiar și material. Până după amiază am avut banii strânși și alimentele colectate. Duminică am mers în zona Cea Rosetti, mai precis în localitatea Cotul Ciorii, la o grupă de prieteni ai bisericii și am dus aceste alimente. Astăzi, luni, am încercat să ajungem în prima localitate afectată puternic de zăpadă, Limpeziș, dar poliția nu ne-a permis accesul. Prin prezbiterul bisericii Limpeziș, care se afla în oraș, și la insistența față de organele poliției, am trimis saci cu pâine prin el pentru aceste persoane afectate de zăpadă. Pe altă cale, un alt coleg a putut ajuta câteva persoane din oraș cu alimente cumpărate. Facem un apel către toți cei care pot să dea o mână de ajutor. Prin ADRA România, în zilele următoare, prin banii care vor fi colectați și de asemenea prin alimentele care vor fi trimise la Biserica Betel Buzău, și de asemenea cu forța umană pentru dezăpezirea acestor persoane.